împlinesc toate. E un lucru bun că nu v-ați grăbit să faceți lucruri nesăbuite. E un lucru frumos că ați hotărât să faceți cununia civilă, mai ales că pe trupul familiei voastre a înflorit deja un vlăstar. Iar lucrul acesta nu poate fi decât îmbucurător, când tinerii cu curaj își asumă rolul de părinți. De aceea venim umăr lângă umăr, pentru că așa mergem și în viață, înfruntând greutățile. Bărbații sunt datori să ciubească femeile ca pe însăși trupurile lor, pentru că și Mântuitorul s-a sacrificat pentru mireasa lui, pentru biserică. Și în fața unui astfel de act, Domnul Dumnezeu să vă dea lungime de zile, bucurii, să fiți pentru tot restul vieții voastre așa cum sunteți azi, plin de zâmbet și de optimism. Pentru că, da, e un clișeu acesta, este prima zi din restul vieții voastre. Dar ce frumoasă e! Și să o păstrați așa! Și să vă uitați unul la celălalt, pe parcursul vieții, să-i spui soției tale, tu ești mireasa mea. Iar tu să-i spui soțului tău, tu ești mirele meu. Și așa să vă petreceți viața unul lângă celălalt, bucurându-vă unul de celălalt. Pentru că deja știți ce înseamnă și responsabilitățile. Deja nu mai trăiți unul pentru celălalt, nici fiecare pentru el, ci trăiți amândoi.